Bine ați venit în bucătăria mea, motănelul și puiuletele. Și astăzi vreau să vă arăt ce am pregătit cu o zi înainte pentru mâine, ca să se întărească. I-am pus gelatină și mâine sper să fie numai bună pe acesta și la frigider. Sper să fie ok. Ia să vedem. Uite ce frumos arată. Am mai făcut odată piftie. E a doua oară care fac, dar prima dată a ieșit ciorbă. Însă acum sper să iasă numai bună, că de asta am făcut-o cu o zi înainte. I-am pus și gelatină, i-am pus... Este din ciolan afumat. Am pus la fier cu os, cu tot. Și are și gelatină, după cum am spus, folosesc două cepe și vreo trei morcove i-am pus și cam asta e rețeta. Sper să vă placă cum am aranjat eu un castronel. Și vedeți că am și playlist bucătărie, mâncare și dulciuri cu bucate preparate de mine. Mulțumesc pentru vizionare, pa, pa!